Ședința Curții Constituționale, unde se examina astăzi sesizarea Guvernului Republicii Moldova privind verificarea constituționalității partidului politic Șor, a fost amânată pentru ziua de joi. Decizia a fost luată de Înalta Curte după ce reprezentanții formațiunii au declarat că nu au nevoie să facă cunoștință cu unele materiale aduse de reprezentantul Guvernului. Curtea Constituțională a respins totodată, în cadrul ședinței de astăzi, mai multe cereri înaintate de avocații partidului. Aceștia au cerut acuzarea președintelui în alte curți, invocându-se legăturile cu PAS și șefului statului. Reprezentanții guvernului au spus că cererea nu este argumentată. Totodată, avocații partidului au cerut magistraților să verifice dacă apărătorii care reprezintă executivul au împuternicirile legale. Demersul la fel a fost respins. Întrebați dacă vor fi remunerați din bugetul de stat, apărătorii executivului au evitat să spună, făcând trimitere la legea cu privire la avocatură, care protejează avocații și informație legată de relațiile cu clientul, inclusiv asupra onorariilor, condițiilor de plată. Pentru postul nostru de televiziune, reprezentanții guvernului au declarat că pentru serviciile lor, avocații vor primi circa 160.000 de lei. Potrivit avocatului partidului Șor, Vadim Banaru, președintele Curții Constituționale, Nicolae Roșca, a fost avocat al PAS și candidat al acestei formațiuni la alegerile parlamentare din 2019. De asemenea, spune apărătorul, Roșca este asociat și cu unul dintre avocații care reprezintă interesele guvernului la ședința Înaltei Curți. Apărătorii au prezentat și probe, inclusiv video, care ar demonstra afilierea politică a noului președinte al Curții, Nicolae Roșca. Din imagini se vede cum acesta ar fi participat acum câțiva ani la un protest organizat de PAS în fața judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Într-un alt video, Nicolae Roșca a apărut în calitate de avocat al președintelui Maia Sandu. Un alt argument invocat de avocați este că fiica președintelui Curții Constituționale a fost numită la începutul lunii aprilie în funcția de consiliera Maia Sandu pentru afaceri externe și comunicare strategică. Astfel, din aceste motive, spune Banaru, judecătorul Nicolae Roșca ar trebui să fie înlăturat de la examinarea cazului. Președintele Curții Constituționale, judecătorul Nicolae Roșca, a fost unul dintre membrii fondatori ai Partidului Politic PAS, având statut de membru al biroului permanent și juristul Partidului Politic PAS. Nicolae Roșca a candidat la alegerile parlamentare din 2019 din partea blocului electoral Acum Platforma DAC și PAS, sub numărul 27 din listă. Domnul judecător Nicolae Roșca a fost membru activ al Partidului de Guvernare PAS, care este principalul autor și promotor al sesizării examinate astăzi de Înalta Curte. De cealaltă parte, reprezentantul guvernului, avocatul Eduard Digore, a spus că cererea de recuzare ar trebui să fie respinsă pentru că este de natură politică. Considerăm această cerere neinspirată, neîntemeiată, neprobată și, în afară de aceasta, cu caracter politic. Aceasta conține foarte multe argumente de ordin politic. Cu siguranță aceasta se face cu alt scop și nu se concentrează pe motivul recuzării. Cerem respingerea acestei cereri ca fiind neîntemeiată, neprobată și nefondată. Președintele Înaltei Curți a confirmat relațiile cu Eduard Digore, dar și faptul că a apărat anterior interesele șefului statului, precizând că informația este cunoscută publicului. Aș fi fost într-o grupă de avocați împreună cu domnul avocat Digure, da, într-adevăr, începând cu 1993 până în 2019 am avut calitatea de avocat și în 2014-2015 am fost membru a Consiliului Uniunii Avocaților împreună cu domnul Digure. Dar doar ca în calitate de avocat. A doua precizare, care vreau să, poate mai mult, mai puțin a fost mediatizată, care a menționat-o domnul avocat, că aș fi fost avocatul Maiei Sandu, da, confirm, într-a doua jumătate a anului 2018, prima jumătate a anului 2019, am fost
am avut calitatea de avocat într-un proces civil de apărare a onoarei și demnității și reputației profesionale înaintate de doamna Maia Sandu împotriva președintelui partidului politic Șor, domnului Ioan Șor. Ulterior, magistrații au intrat în deliberări, iar după 2 ore, demersul privind recuzarea lui Nicolae Roșca de la examinarea cauzei a fost respins de Curtea Constituțională. După pronunțarea deciziei, apărătorii formațiunii au solicitat audierea mai multor persoane, printre care a președintelui Maia Sandu, a premierului Dorin Recean, precum și a președintelui Parlamentului Igor Grosu, dar și a altor deputați PAS pe cazul cererii de scoatere în afara legii a partidului Șor. Se întâmplă după ce, de mai multe ori, oficialii au adus învinuiri în adresa formațiunii politice. Totodată, apărătorii formațiunii au solicitat efectuarea unei expertize judiciare independente internaționale care să demonstreze dacă partidul Șor a îndemnat la violențe. De cealaltă parte, avocații care reprezintă guvernul consideră că aceste demersuri sunt neargumentate și că se urmărește scopul de a tergiversa examinarea cauzei. Tot în debutul ședinței, avocatul formațiunii a cerut magistraților să verifice dacă apărătorii care reprezintă executivul au împuternicirile legale. În viziunea noastră, pentru ca colegii avocați să fie admiși în calitate de reprezentanți ai guvernului, urma să fie emisă o hotărâre de guvern. Cer să fie respinsă cererea reprezentanților Partidului Șor. Potrivit codului jurisdicției constituționale, în rată curte, părțile în procesul fața Curții Constituționale pot fi participa prin organele sale sau eventual pot fi reprezentați în bază de procură de către avocați. Noi, onorată curte, am prezentat actul solicitat de codul jurisdicției constituționale, singurul act care solicitat potrivit legii. Acesta ne conferă toate împuternicirile pentru a reprezenta guvernul în fața curții. În alta curte a respins demersul înaintat de avocații partidului Șor. Apărătorii formațiunii au întrebat reprezentanții guvernului dacă vor fi remunerați din banii publici. Aceștia însă au făcut trimitere la legea cu privire la avocatură, care protejează avocații și informația legată de relațiile cu clientul său, inclusiv asupra onorariilor, condițiilor de plată. Contactat de noi, purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Voden, a spus că autoritățile promovează transparență și resping acuzația că contractul care apără interesele guvernului a fost secretizat. Guvernul, prin procedura legală de contractare directă de mică valoare, face uz de serviciile companiei de avocatură curente, iar contractul de asistență juridică constituie circa 160.000 de lei, a precizat purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Vodă, pentru postul nostru de televiziune. Guvernul a depus la sfârșitul anului trecut o sesizare prin care a cerut verificarea constituționalității partidului Șor. Autorii documentului au argumentat solicitarea prin faptul că în toate activitățile de până acum, formațiunea politică a acționat în contradicție cu principiile statului de drept, punând în pericol suveranitatea și independența Republicii Moldova. Partidul Șor a declarat anterior că intenția de scoaterea sa în afara legii înseamnă lezarea drepturilor alegătorilor care și-au dat votul pentru Partidul Șor, precum și un atentat la pluralismul de opinie. Partidul Șor a demonstrat de-a lungul timpului că este una dintre puținele, dacă nu chiar singura formațiune, care a apărat consecvent principiile constituționale, se spunea într-un comunicat publicat anterior. Și experții Comisiei de la Veneția spuneau anul trecut că declararea neconstituțională a unui partid politic reprezintă o ingerință în dreptul la libera asociere și întruniri, protejat de articolul 11 al Convenției Europene a Drepturilor Omului și va fi egală cu interzicerea acestui drept. Comisia de la Veneția a mai stabilit că declararea neconstituțională a unui partid, în absența unor dovezi evidente și plauzibile de acțiuni antidemocratice, care ar reieși direct din programul său, din activitatea acestuia, constituie o violare a articolului 11 al Convenției Europene a Drepturilor Omului.
Reprezentanții puterii susțin însă că au suficiente argumente pentru scoaterea partidului Șor în afara legii.